spuneți-ne ce s-a întâmplat exact. Am fost sunată la ora 11 seara că sunt câteva persoane care acuză vărsături și diare. De la ce să fi fost? Nu știu, odinioară le serviți masa la turiști, da. Aici aveți restaurant? Pensiune completă, da. Deci nu pot să vă spun exact de la ce, pentru că o parte au avut simptome și o parte nu. Au mai mâncat și în oraș? Aveți idee? Aș vrea să știu și eu. Dar nu v-au spus, n-au apucat să spun, adică nu știu. Mai dâns și susțin că nu au mâncat, dar nu pot să spun nici că, dar nici că nu. Ei ce au mâncat ieri la dumneavoastră, nu știu? Ciorbă de perișoare, felul meu la prânz și sote de porc cu paste. Și seara? Și seara cârnat la cuptor cu cartofi. E posibil ca și de la plajă, nu știu, apa în contact cu alimentele. Știți cum este, asta e... Nu sunt medic, chiar nu știu ce ar fi putut, pentru că v-am zis, nu au fost toți. Sunt o parte din. Sunt un grup de prieteni, poate au fost și au consumat ceva în stațiune, poate nu, poate sunt mai sensibil, poate... Unul ori avea vreun virus, unul dintre ei, nu pot să vă spun că nu știu. Da, alimentele, din ce știți dumneavoastră, alimentele era... sunt, deci cârnatul care s-a servit aseară este adus la altă ieri. M-ați înțeles, toate sunt cu certificat, sunt de la firme care furnizează produse, care pe astea le-am folosit tot timpul, n-am avut niciun fel de problemă niciodată. Am înțeles.